Deputatul PNL Ioan Balan a cerut ministrului Economiei, Energiei și Mediului de Afaceri, Daniel Popescu, să precizeze investițiile planificate ale operatorilor de distribuție a energiei electrice și gazelor naturale în regiunea Nord-Est. Ioan Balan a arătat că una dintre problemele cele mai apăsătoare cu care se confruntă consumatorii casnici de energie electrică și gaze naturale din regiunea de nord-est este legată de uzura fizică și morală foarte mare a rețelelor de distribuție, care provoacă frecvente întreruperi în alimentarea cu energie electrică și gaze naturale, în special atunci când oamenii au cea mai mare nevoie de aceste utilități, adică în timpul anotimpului rece. În acest sens, parlamentarul sucevean a solicitat Ministerului Economiei să precizeze dacă a avut discuții cu principalii distribuitori de energie electrică și gaze naturale care operează în regiunea de nord-est, în vederea planificării pe termen scurt și mediu a unor investiții urgente în rețelele de distribuție, astfel încât consumatorii casnici să nu se mai confrunte cu întreruperi frecvente în alimentarea cu aceste resurse energetice. În situația în care există deja un plan investițional ferm asumat de operatorii din regiunea de nord-est, Ioan Balan a cerut ministrului să îi pună la dispoziție țintele tehnice și financiare asumate de aceștia pentru următorii 4 ani. De asemenea, deputatul sucevean a cerut și detaliile cu privire la investițiile de modernizare a rețelelor de distribuție realizate de aceiași operatori din regiunea de nord-est în ultimii 4 ani.